Ei, Iana a reactivat niște filmulețe cu ea și cu Andrei pe TikTok. Cele mai vechi sunt din urmă, de când de-abia Andrei a venit în Moldova. În schimb, Andrei ne-a pus o poză de la frizerie din Bacău și una cu mama lui. Este, așa cum am spus de ieri, că el s-a întors în țară. În live-ul pe care l-a avut cu Iana spunea că el ar putea să mai stea o lună jumate în Moldova. Deci singurul motiv pentru care ar fi putut să întoarcă atât de repede ar fi acea discuție dintre ei doi, dar pentru simplu fapt că Iana a reactivat filmulețele pe TikTok, eu zic că ar putea să fie o cale de împăcare și probabil ei este dor de el. Uitați-l pe Andrei cu mama lui. Acum nu știu, vom vedea. Dumnezeu știe ce va fi. Știam de ieri că Andrei s-a întors, dar nu am vrut să fiu atât de clar în vlogul de ieri, pentru că mai existau speranțe și nu vreau să... Mai ales că știu că dumneavoastră susținătorii sunteți atât de pătimași și nu vreau să vă spulber toate speranțele. Din păcate, pentru că nu am fost atât de vehemente și să vă spun clar că știu, mi-am luat destul de mult hate tocmai de la susținătorii lor. Sincer, nu mai înțeleg. O seară minunată!